Circulația rutieră pe Transfăgărășană DN7C se redeschide începând de astăzi, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Astfel, se reia circulația între Piscu Negru și Cabana Bulea Cascadă pentru toate categoriile de autovehicule. Decizia de deschidere a traficului a fost luată după ce o comisie de revizie specială a verificat dacă drumul corespunde din punct de vedere al siguranței circulației. CNAIR susține că a reușit în acest an să efectueze lucrările necesare pentru curățarea și pregătirea drumului cu 2 săptămâni mai devreme față de termenul obișnuit, respectiv 1 iulie.